Mult mediatizatul subiect al proiectului Roșia Montană generează reacții în mediul administrativ și politic băcăuan. Dacă inițial președintele Consiliului Județean Bacău, care ocupă și funcția de președinte a organizației județene PSD Bacău, a făcut o declarație prin care și exprima susținerea proiectului Roșia Montană, ce contrazicea declarația premierului Victor Ponta de respingere a aceluiași proiect, Dragoș Benea suflă și în iaurt. Președintele CJ Bacău menționează pe pagina sa de Facebook doar că proiectul Roșia Montană se respinge și menționează că decizia atrage după sine o suită de litigii în instanță. Oricum, vom avea procese. Nu vreau ca eu sau alți miniștri să fim acuzați de subminarea economiei naționale. Declarația premierului vine la câteva minute după ce liderul PNL Crin Antonescu a cerut suspendarea proiectului. Printre primii politicieni băcăuani care au precizat public că nu susțin proiectul Roșia Montană, parlamentarul PSD Cosmin Necula a făcut miercuri 18 septembrie o declarație politică prin care îl atacă dur pe președintele României, aducându-i aminte că a fost principalul susținător al Roșiei Montană, extracție minieră pe bază de cianuri. De altfel, proiectul cu pricina a fost perfectat și negociat în timpul guvernărilor PDL. Aceasta este adevărata fața lui Traian Băsescu, acel om care a fost principalul susținător al proiectului Roșia Montană. Știu că sunteți în stare să beți la aceeași masă cu cei împotriva cărora acum câteva luni ați început un patricid, dar vă pun în vedere că vă aflați la câțiva kilometri de suferințele unor mineri pe care timp de mulți ani i-ați amăgit și mințit cu susținerea proiectului Roșia Montană, declară Cosmin Necula. În septembrie 2011, președintele României declara pentru presa scrisă că un avantaj al exploatării de la Roșia Montană este acela că va ecologiza zona și dădea asigurări împotriva psihozei cianurii, susținând că poluarea din apă va fi mai mică decât îi cea dintr-o cafea. Proiectul Roșia Montană ecologizează zona, cianurile vor fi mai puține decât într-o cafea, a declarat pe 17 septembrie 2011 pentru ziarul Cotidianul președintele Traian Băsescu.